Da. Școlile din Comuna Stăuceni au fost reabilitate prin diferite programe și sunt în curs de reabilitare. Aici vorbim, acum vorbim de finalizarea școlii de la Victoria, care s-a vorbit că respectiva școală este modernizată, dar nu are copii, ba dimpotrivă, sunt copii și chiar cei care au spus, contracandidatul care a spus că nu sunt copii, acum, cred că 2 săptămâni la un post local de televiziune, a afirmat că dacă va câștiga mandatul, va face o grădiniță cu program prelungit în fiecare sat. Adică când se cerea voturile, aveau copii, iar când sunt proaștii cu noroi, spune că nu mai sunt copii. Ba dimpotrivă, chiar populația școlară a început să crească la nivelul Comunei Stăuceni, chiar săptămâna trecută doamna directoare îmi spunea că sunt grădinițe care nu au mai mulți copii decât le permite norma pentru o grupă și să găsim o soluție de rezolvare și în acest caz. Avem în curs de reabilitare, de exemplu, școala de la Stăuceni, acum lucrăm la partea de proiectare. Va veni o școală prin Programul Național de Redresare și Reziliență finanțat prin sub măsura Școala Verde. Va avea o școală cu un termosistem modern, cu sistem propriu de iluminat, adică producerea energiei verzi. Și panouri fotovoltaice. Panouri fotovoltaice, da. Și sperăm că în momentul când vom implementa și acest proiect, vom vedea că școlile vor avea și o economie din punct de vedere a cheltuielilor. Având în vedere, cum am spus, că va avea un termosistem modern, cum și școala de la Victoria are un termosistem modern, la fel și școala de la Victoria are un prin construcție au avut producerea apei calde pentru menajer, o are prin panouri solare și energie electrică de 6 kW prin panouri fotovoltaice. Și așteptăm în cel mai scurt când, cred că odată cu finalizarea alegerilor care vor avea loc duminică, se vor da drumul la semnarea contractului de finanțare pentru grădinița de la Stăuceni, care, într-adevăr, am spus-o mai de mult că mi-o doresc să facem o grădiniță cu program prelungit pentru toată, adică cei care sunt doritori să aducă copiii cu program prelungit din toată comuna să aducă o grupă la Stăuceni și așteptăm să semnăm contractul de finanțare și grădinița de la Siriștea la fel, care acum 2 ani vorbind, într-adevăr, aveau copii foarte puțini, dar în ultimii 2 ani copiii au început să crească numărul de copii la grădinița din satul Siniștea și sperăm în toamna acestui an să înceapă modernizarea acestor două subunități. Vorbim din grădinița de la Stăuceni și grădinița de la Siniștea. Dar care e explicația pentru creșterea populației școlare? S-au mutat familii tinere în comună? S-au mutat și familii tinere, având în vedere că, conform ultimului resământ, din urma resământului, populația a crescut și foarte mulți tineri s-au întors din străinătate și s-au localizat la noi în comună, fiind marea majoritate fiind localnici. Și sunt și familii care s-au mutat din mediul urban, din oraș, s-au mutat la noi în comună și de asta a crescut și numărul de copii.